apreciez și eu inițiativa OMD-ului alături de cele două OAT-uri, Sarighe și Juloca, pentru această inițiativă. Este într-adevăr și sper ca albastrului povenesc să se apropie ca valoare și ca reper de ceea ce înseamnă albastru de Voroneț, dar împletit cu ceea ce înseamnă destinația pe care noi vrem să o promovăm și cultura satelor lipovenești prin culoarea specifică care o caracterizează, care le caracterizează pe aceste localități. Sper să arătăm turiștilor, să arătăm românilor, să arătăm tuturor celor care ne vizitează că aici avem specificitate, avem cultură, avem tradiție. Apreciez foarte mult inițiativa OMD-ului, a domnului, a echipei domnului Țibuleac, de asemenea celor doi primari reprezentativi, spun eu, pentru județul nostru, prin tot ceea ce fac și cum fac aceste lucruri, a implicării totale pe care o au pentru dezvoltarea comunităților pe care le administrează, lucru și fapt care ne face să ne bucurăm. De altfel, aici vedem un alt fel de sat românesc, până la urmă, sau un alt fel de sat în România, cu o specificitate pe care nu o putem găsi decât doar în câteva, poate în 5, 6, 7, 8 localități din județul nostru. Felicitări tuturor celor care s-au implicat în acest eveniment, felicitări celor pe care i-am enumerat. Și ceea ce este mai important, vreau să felicit locuitorii satelor lipovenești, pentru că și dumneavoastră, cu ochii liberi, puteți vedea că sunt gospodari. Ceea ce se întâmplă astăzi pentru acest eveniment, satele albastre și, bineînțeles, și turul cicliștilor, sperăm să fie decât începutul și să continue, să ne întâlnim și peste câțiva ani buni, să ne aducem aminte cum a fost această primă ediție. Eu nu vreau decât să vă salut, să vă spun spor la treabă, că avem de vopsit, adică nu plecați fără să vopsiți gazurile și, bineînțeles, să ne întâlnim la final la jurilor. Bine ați venit în Sarighei, unul din celebrele sate albastre, așa cum sunt denumite. Mulțumim asociației că vrește să realizeze această primă ediție și chiar m-am bucurat că împreună cu Jurilovca de această activitate a asociației. Nu suntem la prima întâlnire împreună, făcând și trecerea, maslenița, trecerea în post împreună cu Jurilovca, așa că aceste acțiuni aș dori să devină cât mai dese și să realizăm împreună, pentru că, așa cum ai zis, Eugen, numai în echipă se pot realiza asemenea acțiuni care pot aduce un beneficiu dezvoltării și promovării turismului în Delta Dunării. Transmitem, veniți în Delta, veniți să vedeți satele albastre, veniți să vedeți satele noastre curate. Mult succes acțiunii astea! Mulțumim că ne-ați primit! Acum la treabă, nu? Dacă îmi vedeți mișcarea, înseamnă că am mai vopsit în viața mea odată. Măcar odată. Satele albastre care înseamnă bicicletă plus turism. Toată lumea, aplauze pentru acest eveniment și pentru domnul Țibuleac, care a organizat, și așteptăm la mai multe evenimente cu decida Satele Albastre. Astăzi, în această zi însorită, primele două sate albastre, Sarighei și Jurilovca, pe care ați trecut prin ele, foarte frumos. Frumos din partea voastră, rămâneți pe loc, așa? Felicitări tuturor! Mulțumim că v-ați alăturat nouă, faptul că ați reușit astăzi să inițiem un traseu turistic, ciclistic, pe această zonă, eu zic că este o premieră.
Ceea ce vreau să menționez că toată acțiunea și de bicicliști și de vopsit stațiunul case nu s-ar putut face fără un băiat inimos, pe care eu știu nu e atât de cunoscut. Aș vrea să chem mai lucrurile mie pe Alex, care stă la telefon. Nu mă așteptam. E cel care ne-a ajutat să obținem Alex. Mulțumim, Alex! De invitație. Opțiaua pentru vopsit casele, gardurile, dar și pentru ceea ce am făcut cu voi pe acest tur de bicicletă. La fel, primarul de la Jurlovca, domnul Genicu, așa cum știu toți, din păcate primarul din Saricoi nu este prezent, sunt cei doi primari inimoși care înțeleg ce înseamnă turismul, ce înseamnă promovarea turismului pe această zonă. Mulțumim tuturor! Mulțumim pentru invitație! Ca de fiecare dată, până la urmă, trebuie să existe, cumva spun eu, puterea exemplului. Și atunci, într-adevăr, și noi autoritățile, cu sprijinul sponsorilor, sperăm să dăm primul start la ceea ce va însemna și pe viitor construcțiile în delta Dunării și nu numai. Într-adevăr, poate vor fi și cârcota și că așa e și normal să fie și trebuie să recunoaștem și noi că nu am reușit până în acest moment să impunem până la urmă numai culoarea albastru și alb în comunități. Dar eu cred că ușor, ușor cu toții vom înțelege că trebuie să ne ducem într-o zonă care să ne identifice și până la urmă să fim și unici din acest punct de vedere.